Minute de groază pentru un băiețel de șapte ani din orașul Durlești. Copilul a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost accidentat de o mașină. S-a întâmplat în dimineața de 29 ianuarie, în jurul orei 8, pe strada Nicolae Gribov, chiar în fața gimnaziului din Durlești. Din primele imagini de la fața locului se vede cum mai mulți trecători încearcă să scoată micuțul de sub roțile mașinii. Copilul a fost preluat de urgență de o ambulanță și dus la spitalul pentru copii Valentin Ignatenko. Medicii califică starea micuțului ca fiind gravă, dar stabilă. Copilul de 7 ani s-a ales cu un traumatism craniocerebral, se află în secție de animare și terapie intensivă, la moment starea copilului este mai bună și deja a apărut unul din părinți, s-a aflat cine Oamenii legii veniți la fața locului au stabilit o versiune preliminară a celor întâmplate. Ofițerul de presă de la Poliția Capitale, Natalia State, a declarat că la volanul mașinii se afla o șoferiță. Aceasta ar fi observat băiatul care traversa strada neregulamentară în ultimul moment și nu a reușit să frâneze la timp pentru a evita impactul. Prin urmare, micuțul s-a pomenit sub roțile vehiculului. Acum oamenii legii investigează cazul, iar șoferița va fi pedepsită în funcție de gravitatea leziunilor pe care le-a suferit băiatul de șapte ani.